Înainte de a trece la așezarea mesei sau pâinii vieții pe masa sufletului nostru, aș dori să ne rugăm împreună înaintea bunului Dumnezeu, atât pentru momentul acesta și pentru slujba care urmează, cât și pentru oameni în a căror viață rugăciunea noastră înseamnă mult. Poate că n-am acordat atenție acestui aspect și ni s-a părut că fie cu, fie fără rugăciunea noastră, lucrurile sunt la fel. Nu sunt la fel. Nu. Nu vreau să intrăm în acest subiect acum, altă dată o să putem să vorbim. Dar vă asigur că nu este același lucru. De aceea a spus Samuel, departe de mine păcatul, cum scrie mai departe? Nota 10. Departe de mine păcatul să încetez să mă rog pentru voi. Ce este a înceta să te rogi pentru familia, adunarea, lumea în care trăim? Ce este acesta? Este un păcat. Este un păcat. Dumnezeu să ne păzească de păcatul acesta și să ne ajute să continuăm întreaga noastră viață. Ați văzut ce frumos scrie în calea către Hristos. În zgomotul străzilor, unde ești, nu-i niciun fel de problemă. Într-un birou, în discuția cu cineva. Linia pe verticală este totdeauna deschisă. Domnul este totdeauna prezent. Să ne ridicăm să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru un altul privilegiu al rugăciunii și vrem să venim înaintea ta cerând iertare pentru păcatul pe care l-am făcut adesea, uitând să ne rugăm pentru cei de lângă noi sau neglijând acest lucru. Tată, îți mulțumim că ai deschis înaintea ochilor noștri însemnătatea rugăciunii, atât în viața noastră și propriei noastre, dar înaintea lui Dumnezeu. Ajută-ne ca, așa cum tu ai spus, casa mea va fi o casă de rugăciuni pentru toate popoarele, așa să fie și viața noastră, o viață de rugăciuni pentru toți oamenii. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru felul cum conduci lucrările tale în lumea aceasta. Toate luptă să împlinească planul tău sfânt. Te rugăm și mulțumim foarte mult și de felul cum conduci viața noastră personală și a familiilor noastre și a adunării noastre. Astăzi însă te rugăm, Doamne, în mod deosebit să binecuvânți pe cei care suferă. Te rugăm pentru Liviu cu Tatăl nostru, ca prezența Duhului Tău Sfânt să se adreseze minții și sufletului Lui și alături de El ne rugăm pentru întreaga Lui familie care suferă la trecerea prin situația aceasta. Pentru această familie iubită din Miami te rugăm, Doamne, copiii în suferință, Binecuvântă-i Tu, Părinte Ceresc, în mod deosebit și ridică-le ajutoare, te rugăm, Doamne, ca să treacă bine prin această grea încercare a vieții lor. Și pentru oamenii pentru care nu are cine să se roage, venim noi înaintea Ta, Doamne, astăzi și oferim rugăciunea noastră. Te rugăm să binecuvânți și cuvântul tău, Tatăl nostru, și așa cum ai spus, Duhul tău să ne călăuzească în înțelegerea Lui. Fie numele tău binecuvântat în veci. Amin. Să luăm loc. Fica noastră îmi spune la un moment dat, nu mai ai voie să predici, ea a crescut în bancă cu mine la ambon și mi-a spus când s-a făcut mai mare nu mai ai voie să predici decât din faptele apostolilor, nu din vorbe, Nu din vorbele apostolilor despre, din faptele apostolilor. Am înțeles mesajul pe care mi l-a transmis ea, de altfel am scris numele ei și în teza mea și am scris, dedic teza mea, această teză domnului, dar și fiicei mele, că pentru întrebarea ei, cum știi că e adevărat ce spui, cum știi că e adevărat lucrul ăsta? Și a doua întrebare, ți s-a întâmplat ție personal? sau? Și dacă spuneam că mi s-a întâmplat mie, câștigam puncte. Câștigam, dacă nu mi s-a întâmplat mie, luăm ceva, dar nu, nu cine știe ce. Faptele Apostolilor. Suntem în capitolul 16 și este uh, cartea care nu s-a încheiat. Este cartea în care scriem toți. Este cartea în care scriu oamenii care nici nu cunosc astăzi pe Domnul. Oamenii care, asemenea, orbului aceluia, a întrebat cine te-a vindecat, nu știu. Cum, șt Cum nu știi, domnule? Nu știu cine m-a vindecat, nu-l cunosc. Se întâlnește Mântuitorul cu el și zice, Tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Ce e asta ca să cred eu în el? Și Isus îi spune, Uite, cine stă în fața ta acum este? Cred cred din toată inima. Și s-a întors și a spus, acum știu cine m-a vindecat și știu în cine cred. Aceasta cum este oare mântuirea aceasta sau vindecarea aceasta? Este pe credit. Este pe credit. Dumnezeu cel bun știe ce vei spune peste multă vreme. Știe ce vei face. Așa mi-a zis tatăl meu. Tatăl meu a căzut într-o pădure singur cu vacile, păzea vacile. Și a căzut acolo, bolnav de icter mecanic, s-a oprit acolo. Și a petrecut patru ore în iarbă, căzut jos, fără niciun fel de putere. Și vacile le pășteau pe lângă el și se uitau la el, iar el nu a avut niciun fel, nici puterea să zică au. S-a terminat absolut tot. În timpul acesta însă, Tata mi-a povestit că toată viața lui a trecut prinaintea ochilor lui. Zice, de când eram copil și am furat miere de la un slavu, unul care era aici, am spart stupul și am luat miere și cu niște băieți care am fost acolo. Mi-am adus aminte de toate aceste lucruri și mi-a trecut viața prin fața ochilor în timpul ăsta. Și tata spune, zice, mi-am dat seama că viața este un vis. Care se termină repede. Dar tot când stăteam acolo, îmi povestește tata, l-am dus la spital la București încercând să facem ceva împotriva fatalității. Și îmi spune, zice, când stăteam acolo și mi-am dat seama că viața este un vis, m-am hotărât să mă botez. Știam acest lucru cu șase luni înainte, l-am spus soției mele, ne-a rugat împreună, dar n-am scos nicio silabă către nimeni. Mi-a fost descoperit într-un vis lucrul ăsta. Nu i-am spus lui nicio silabă. Dacă Dumnezeu mi-a spus mie, trebuie să-i spună și lui. Și așa a fost. Și tata îmi spune, zice, m-am hotărât să mă botez. Amin. Zic, este singurul lucru pe care îl luăm cu noi când plecăm de aici. Legământul lui Dumnezeu cu noi și... Tata continuă. Tu ai dreptul să botezi? Și zic, da, am dreptul acesta. Pot să fiu botezat acolo, în adunarea ta la câmpul unde ești tu? Da. Acestea are elemente care mi-au fost puse mie toate cam în luna august, cam cu o jumătate de an înainte să se întâmple toate acestea. Atunci, după ce tata mi-a spus toate aceste lucruri. Eu îi spun lui tată, eu am avut un vis în care eu te botezam pe tine la câmpul lung, am văzut cine era de față, am văzut cu ce erau îmbrăcați, în culori, rare ori visul e în culori, și zic că am văzut toate aceste lucruri, i-am spus de decât soției mele, am convenit să nu cumva să vorbim cu cineva, nici o silabă, nu vreau să iei hotărârea asta, pentru că am visat eu că te botezam. Și tata odată a ridicat sprâncenele și a zis, zice, Vezi cu cât timp înainte a știut Dumnezeu ce voi gândi eu când eram acolo în iarbă? Zic că aceasta este definiția lui Dumnezeu. Și într-adevăr l-am botezat pe tatăl meu, apoi am avut un alt vis frumos, cu el tânăr și viu, și nu știam cum arată așa ceva, el l-am povestit direct, și zic, când te-am întrebat, mai țin în vis, mai țin la distanță? Și ți-am spus, ce faci? Când te-am văzut așa frumos, ce faci? Și el mi-a zis, ce plec acasă. Dar nu mi-ai dat voie să mă apropii. Și când și-a dat ultima suflare în mâinile mele, acolo am fost cu el. Ce faci? Am strigat la el. Și cu ultima putere a spus, plec acasă. Și acolo s-a încheiat. Iubiții mei, noi pronunțăm cu ușor și uneori cu ușurătate numele Lui Dumnezeu. Dar înaintea Lui nu este nimic gol și descoperit. Adică acoperit, cumva. Nu, totul e gol și descoperit înaintea Lui. Înaintea Lui nu există timp. Ce vei zice și ce vei face tu peste o vreme? Nu, nu îl împiedică timpul pe Dumnezeu, el nu spune să așteptăm să vedem. Eu spun asta și tu spui treaba aceasta. Dar în cel privește pe bunul Dumnezeu. Lucrul acesta nu mă gelare. Aș vrea să vă întreb dacă ați reținut de undeva expresia nu merge așa în Biblie. Nu merge așa. Ați găsit undeva textul acesta sau versetul acesta? a you need translation. I, I believe this, yeah. English? Of course. Yeah. So, so, somebody uh, get ready to help a bit with that with translation. Yeah. And um, welcome. 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 Yeah. So as will you may. Mergând în faptele apostolului în capitolul 16, din care am ciugulit așa noi câte ceva, vreau să vă spun că am ciugulit pentru că dacă ați vedea notițele care le-am avut eu, în timp ce pregăteam acest lucru și când am revăzut tema pe care urma să o predic, altele au izvorât din ea și dacă mai revăd acum, altele vor mai și de asta m-a sfătuit un frate, nu mai revizui toată viața, că de cea, dacă, dacă mai revizuiești, nu mai rămâi acolo, să ia să schimbă cea. E o mare avere sufletească acolo, mare bogăție în acest capitol. Dar acestea sunt cuvintele care au fost spuse de Apostolul Pavel în fapte 16:35. Nu merge așa. Nu merge așa. De obicei, când facem un lucru sau altul neortodox, ne la locul lui. Noi zicem, merge și așa. Și Pavel spune, nu te înșela, nu merge așa. Nu merge în felul acesta. E versetul 37. La ce se referea el acolo? Ei au fost luați de la o evangelizare, cum mi s-a întâmplat și mie, m-au luat de la evanghelizare, m-au dus la postul de poliție. Am fost acolo și șeful postului era supărat teribil că nu mai poate să vadă știrile din cauza că nevasta mea, stă pe televizor tocmai la ora când trebuie să văd eu știrile. Stă și să uite acolo unde. Și era vina noastră aceasta. Ne-am asumat vina cu un zâmbet ca să ne spună după aceea, domnul șef de post a zis, zice, uite, taică meu, zice, moare de drag când vede că vă rugați pentru lume pe nume, zice, pomeniți-l, domne, și pe el, îl cheamă Dumitru. Ziceți și, gata, am notat lucrul acesta și așa am făcut. Dar Pavel n-a fost luat așa pentru o întâlnire din aceasta cu zâmbet. ci a fost râd în piață, a fost bătut, omorât împreună cu sila, carne vie, i-au rupt spatele cu bicele, l-au bătut de la omorât și i-au aruncat în închisoare. Nu era vorba doar de o gloată oarbă, ci autoritățile care aveau nevoie de votul acestor gloate oarbe au mers împreună cu ei și ei sunt cei care au fost care au aruncat în închisoare pe acești oameni ai lui Dumnezeu. Sigur că Domnul este și la închisoare, pentru că Biblia spune plin este cerul și pământul de prezența lui, așa că nu există un loc în care să spital, pușcărie sau mină sau ceva unde Dumnezeu nu este prezent. Uităm noi, dar asta nu se întâmplă niciodată. Și bunul Dumnezeu a răspuns cântărilor lor de la miezul nopții, cântări de laudă, nu de gelanie, a răspuns cântărilor lor cu acest uh, extraordinar cu cutremur de pământ, de natura celui care s-a întâmplat pe cruce, când Isus a strigat de pe cruce, s-a sfârșit, și de natura celui care s-a petrecut când ucenicii s-au rugat, s-a cutremurat locul acela același fel de cutremur, pentru că n-a fost un seism acesta, pentru că au căzut legăturile de pe mâinile deținuților. Ce legătură are cu tremurul, cu lanțuri, cu cătuși, cu lucruri de felul ăsta? Toate au dovedit că, de fapt, lucrul ăsta avea o altă natură și o altă menire. Comandantul închisorii devine creștin, devine frate, el este un om care e rob închipuirilor lui. El nu are alt Dumnezeu decât cel duce mintea pe el. Și în momentul când vede ușile deschise, mintea lui îl duce că toți oamenii au evadat și el va fi judecat, condamnat și executat. Și așa mai bine să se execute singur și a scos, a scos sabia. E vorba că a zis, a scos sabia să se omoare. Și în clipa când să fac acest harakiri, cum zic japonezii, a strigat uh, omului Dumnezeu: Stop, nu-ți face niciun rău. Ceea ce te duce mintea să gândești nu e adevărat. N-a plecat nimeni de aici. Uite, toată lumea este aici. Nu-ți face niciun rău. În urma acestei. Uh, clare descoperiri a providenței lui Dumnezeu, el cade în genunchi, el se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește și întreabă ce să fac ca să fiu mântuit și uh, apostolii răspund ceea ce ar trebui să răspundem și noi toți, dacă suntem creștini. Dacă suntem altceva, răspundem altceva. Dar dacă suntem creștini, răspundem un singur lucru. credem în Domnul Isus. Slab s-a auzit. Sigur, zice stare. Ş da? Extraordinar. Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dar de ce nu i-a spus să țină așa sau pe dincolo? De ce nu i-a spus să vorbească așa sau altfel? De ce nu i-a spus să se ducă acolo sau acolo? De ce nu i-a spus să dea așa sau să nu dea așa? De ce? Pentru că dacă acest lucru este, a crezut în Domnul Isus Hristos, toate celelalte vor fi. Iar dacă acesta nu este, nu are sens să mai vorbim de altceva. El a crezut din toată inima, spune Biblia, s-a bucurat mult împreună cu toată casa lui că a crezut. S-a bucurat că a crezut și a dat seama că e un dar de la Dumnezeu. Sigur că lucrul s-a auzit imediat, s-a auzit imediat peste tot și spune Biblia că dregătorii, a venit dimineața, i-a pus înapoi în închisoare după ce au mâncat la masa acolo, nu poate să le dea drumul pe stradă fără, fără să le dea tribunalul hotărârea aceasta. I-a pus înapoi în închisoare, nu cred că i-a mai pus în butuci sau în lanțuri, nu scrie lucrul acesta, cred că i s-a ocupat cu evangelizarea închisorii, a făcut în ministry toată noaptea aceea, dar cum s-a auzit la autorități, dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară, spune chemnicerul, și duceți-vă în pace. Pavel spune, nu merge așa. Și să vezi de ce. Nu merge așa. Oamenii aceștia sunt bolnavi. Autoritățile acestea sunt bolnavi. Sunt bolnave de niște abuzuri cumplite pe care le-au făcut. Și ar fi foarte ușor să dăm cu fard sau cu ceva, leagă în chip ușuratic rana ficei poporului meu. Hai ieșiți afară și plecați. Ar fi foarte ușor de spus. Dumnezeu nu lucrează cu valori de felul acesta. Îi spuneam unui prieten că vorbea de împăcare, zic, împăcarea nu este orice, oricum, aia, aia, bună ziua și plecăm, nu. Împăcarea este smulgerea rădăcinilor răului, dacă într-adevăr se dorește lucrul ăsta. Dar dacă nu, el rămâne acolo, poate să-i taie cineva frunzele și ră... tulpina degeaba, rădăcina, trunchiul rămâne acolo în, în pământ, așa cum îi scria lui Daniel. Și atunci eu spun, uite, Evanghelia are de lucru și cu autoritățile, cu fiecare om, după cum ne spune să ne rugăm. Eu în timpul ăsta cât am fost aici în America, în, în, în tulburările acestea nemai auzite, în care a fost o luptă și este o luptă pentru Sufletul Americii, nu pentru economia Americii sau politica Americii, pentru Sufletul Americii. A fost declarat lucrul acesta public. N-am putut și nu stau ca un om nepăsător. La volanul mașinii și unde am fost, rugați-vă pentru cei care sunt așezați în pozițiile acestea. Rugați-vă pentru cei care au răspundere, că de rugăciunea voastră depinde felul în care voi veți putea să, să trăiți credința voastră. Și atunci Evanghelia are de lucru cu aceste autorități. Indiferent ce cred, și erau cu zei, cu tot felul de astea, dar... Uh, Dumnezeu nu l-a întrebat pe orbul ăsta uh cum scrie în Cartea Hristos, Lumina Lumii, din ce credință faci parte? Nu l-a întrebat așa ceva. Domnul, Dumnezeu, Domnul Iisus n-a întrebat niciodată lucrul ăsta. Cineva care întreabă, n-a văzut niciodată pe Iisus, care face diferențe între oameni pe criteriul acesta. suntem liberi, dar asta nu înseamnă că am văzut pe Iisus. Cine a văzut pe Iisus, nu va întreba niciodată o ființă omenească, tu, domnul, din, ce faci parte? Ești o ființă după chipul lui Dumnezeu. E de ajuns și punct. Dincolo de asta nu trecem de lucrul acesta. De Iisus n-a trecut cine aș fi eu, spunea Petru. Duhul Sfânt a zis da și m-am găsit eu să spun nu, 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 stai puțin. Au venit ei și le-au spus nu, dacă nu vă tăiați împrejur, nu puteți să fiți mântuiți, dacă nu țineți așa, dacă nu mâncați așa, dacă nu vă îmbrăcați așa, dacă nu vă duceți așa. Și Pavel spune, zice, în cazul acesta, Hristos nu vă folosește la nimic. Mântuiți-vă prin mâncări și îmbrăcări. Dacă voi credeți că aceasta este prin tăierea împrejur și prin ce v-au spus acești frați nespus de aleși. Spune Pavel. De aceea, iubiții mei, frați, Pavel spune, nu, uite, vrem să lucrăm la vindecarea acestei, acestui țări, acestui loc. Spune-le la acești oameni să vină încoace. Spune-le să vină încoace. Ne-am duce noi la ei, dar nu este cazul. Nu noi i-am băgat pe ei în închisoare, ei ne-au băgat pe noi, ca atare. Spuneți-le așa, să vină, să vină ei singuri să ne scoată. Spuneți-le să vină încoace ei ce purtau nuiele ăștia se numeau lictori. Te băteau, aveau nuiele, nu de asta care se rup. Aveau nuiele serioase. Și de, ați văzut cum descrie Pavel de patru ore, am primit de, de, de 40 de lovituri fără una de, de, Ceva groznic, ceva groznic. Să vină ei singuri să ne scoată. Și lictorii au venit imediat și au spus aceste cuvinte primarului și la toată lumea, președintelui și șefului și acolo. Aceștia s-au temut, Vedem și în media tot mai mult încercarea de a acoperi, de a scuza păcatele noastre, ca specie umană, păcate grele pe care le-am făcut împotriva lui Dumnezeu. Niciodată păcătoșenia nu a atins culmea aceasta din generația noastră. Ea se îndreaptă spre vremea lui Noe, în care toate întocmirile gândurilor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și tot ce s-a făcut, nu s-a făcut din întâmplare, din ignoranță, să vezi, am pierdut legătura. Nu am pierdut nicio legătură, ai știu că faci rău. Dacă nu știi că faci rău, nu te teme acum. Nu? O doamnă discută cu un pastor, să nu dau nume, și spune câte ceva. Hmm. Zice ea, păi, a fost doar un țesut. Așa mi-a spus doctorul. A, e, un, e un simplu țesut. Păi dacă este un simplu țesut, ce e cu coșmarurile acestea care le ai noaptea? De ce te chinui? Auzi glasuri, te alergă, te caută. Știți cum a scris Shakespeare în Macbeth? Ăștia au încercat să asineze pe împărat și el vedea continuu pumnalul. Nu era niciun pumnal, dar așa vedea. Și Lady Macbeth, să tu spăla pe mâini, poți să te speli cu apa din șapte mări? Mâinile nu se spală. Păi dacă, dacă a fost un, un, simplu... Dacă nu ați făcut niciun rău prin faptul că ați bătut oamenii aceștia, i-ați chinuit în felul ăsta, i-ați legat în lanțuri, i-ați aruncat împreună cu cei mai groazni și măcar că nu a făcut niciun rău, dacă nu este rău, de ce vă temeți? Dar ei s-au temut, ei știau că fac rău, după cum ați văzut că s-a întâmplat cu Belșațar. Belșațar nu din greșeală a adus vasele Domnului acolo. Nu, no, nu. No, no. El știa bine ce face. El știa bine ce face, iubiții mei. Și în momentul când a apărut mâna aceea pe perete, Biblia spune că i s-au izbit genunchii unul de altul și i s-a albit fața pe loc. Pe păi dacă nu știi că e rău, pentru ce te speri? Poate e vreo felicitare, cine știe de nu, tata sau poate, poate e altceva. De ce trebuie să te îngălbenești în halul ăsta? Știi ce ai făcut? Știi ce înseamnă lucrul acesta? Așa s-a întâmplat și cu ei și Evanghelia lui Dumnezeu vindecă sufletele oamenilor. Acești oameni care i-au bătut în public, care i-au acuzat, care i-au aruncat în închisoare, au ajuns să înțeleagă și spune Sfânta Scriptură, au venit, și ce încercau ei să-i potolească. Nu e nevoie de potolit, eu nu am nevoie să mă potolească nimeni, m-a potolit Duhul Sfânt, sunt un om potolit, dar ție nu ți ajută lucrul ăsta, ție nu ți ajută. Uite, e nevoie de vindecare și vindecarea a avut loc pentru că partea a doua a versetului 39 spune i-au rugat să părăsească cetate. Așa, așa fac autoritățile. Deci i-au rugat să părăsească cetatea. Acum, iubiții mei frați, ei au ieșit de acolo și a mers în vizită la Lidia. Acolo s-a întâlnit cu micuța adunare. Din cine era formată adunarea aceea? O fată care a fost stăpânită de durele. Comandant o de închisoare care la miezul nopții. Lidia o negustoreasă de elită. Astea, a, a, ei au format nucleul acestei prime adunări. Pavel nu pleacă de acolo, din oraș, pe ușa din dos, lăsând adunarea aceasta expusă abuzurilor conducătorilor. Nu. Ei, dacă, dacă ei nu erau chemați acolo și dacă nu ar fi fost expuși Evanghelie, ar fi continuat abuzurile asupra adunării în același fel. Ar fi cu ea adunarea când roiau, o descuiau când roiau, băteau pe oameni, amendau, făceau tot felul de nenorociri. Câți dintre noi n-am plătit amenzi sau chisoare sau libertate pe vremuri? Pentru ce? Care a fost subiectul? Dar Pavel comunică acestor autorități cu fermitate faptul că ele sunt în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat autoritatea aceasta. Știu că nu recunoști, că nu crezi, dar, dar trebuie să știi totuși lucrul ăsta. Și urmează ca adunarea, tânăra adunare și foarte plăpândă, care se formează în Filipii, să fie protejată înaintea lui Dumnezeu. Pavel nu era un om sau, pe care să nu aibă curajul răspunderii. Pentru că în momentul în care se întâmplă aceeași situație care s-a întâmplat cu autoritățile, dar se întâmplă și mai grav în biserică acum. Acum marele preot este acela care abuzează de poziția lui groaznic de înaltă, care cere de la un om răspundere foarte înaltă. Abuzează de lucrul acesta marele preot și îi spune unuia de lângă Pavel acolo, de una peste gură. Când te lovea peste gură un pro, din ăsta, îți rupea dinții, te umplea de sânge, nu era așa un bună ziua. Erau atât de meșteri în a bate și atât de meșteri în a lovi pe un om, încât un om era pur și simplu distrus, demolat fizic în urma unei lovituri de felul ăsta. Și pe Pavel nu l-au lovit așa să-l facă atent, să-l bată pe umăr. A fost una din loviturile a prodului, el știe să dea aceasta. Și atunci Pavel nu vorbește cu aprodul ăsta care i-a dat peste gură. Pentru că Isus a spus, cine mă dă în mâna ta, e mai vinovat decât tine, cine te-a pus pe tine să-mi dai mie peste gură, acela este mai vinovat decât tine. El nu vorbește cu aprodu, vorbește cu marele preot și spune așa, te va bate Dumnezeu perete văruit. Ce înseamnă expresia asta, perete văruit? Cine poate să-mi spune? În contextul ăsta, vă rog să vă gândiți foarte bine. Pentru că am mai găsit la Domnul Hristos lucrul ăsta. Morminte văruite, așa pe din afară, un alta. Regăsim expresia. Ce este această expresie? Cine îmi spune într-o singură vorbă? Ce este perete vărui? pe păi, da, să -ți zic eu ție acum perete vărui, păi nu știu dacă mai ne putem privi în ochi sau cum. Cum? Însemna Dar ce este în sine treaba asta? Cum? Bine, este ce înseamnă, deci. Asta înseamnă perete văruit. Este un diagnostic, iubiții mei. Este diagnostic. Ești bolnav de ipocrizie. Pe asta e mai gravă decât ciroza. Ești bolnav de fățărnicie. Îți distruge sufletul, îți rupe mintea în două, faci schizofrenie. Faci... Aceste, acestea era un diagnostic. Mântuitorul nu le spunea fariseilor aceste cuvinte ca să-și bată joc de ei, ci ca să-i vindece. Pavel nu spune aceste cuvinte omul ăsta ca să, băi, vă bă, să nu. No. Ci el îi spune aceasta ca să-l trezească. Te super pe doctor care spune de ce ești bolnav, tu te-ai supărat cu ele, Nu. Nu te-ai supărat. Din potrivă, te super pe un doctor care îți dă un diagnostic în bat jocură și spune n-ai nimic, cum a fost o soră, prietena noastră, a stat în fața lui, Marele Spital Loma Linda și a spus, domne nu mai pot, această doamnă a spus, nu mai pot, mă doare pânte cu jos, nu mai pot, nu mai pot. Nu ai nimic! Și în clipa aceea, fibronul a rupt-o și s-a umplut de sânge acolo jos. Au luat-o. Nu, el n-a făcut nimic, acest om demonic. Nu, n-a făcut nimic. Dacă el a apucat, a zis că nu, nu ai nimic. Au dus-o la un alt spital și au scos un fibron cât un cap de copil. Se supără cineva dacă doctorul îi spune diagnosticul adevărat, te super pe un astfel de... Cum a putut omul ăsta să spună nu ai nimic? Cum se traduc cuvintele acestea? Ești un gunoi pentru mine, deci nu... Cum poți să spui unei ființe, tu doctor fiind, tu însărcinat de Dumnezeu să vindeci trupul și sufletul oamenilor. Cum îți poți bate joc de o ființă după chipul lui Dumnezeu? Nu, nu, nu ai nimic. Nu ai nimic, pleacă. De și nu era prima dată când a mers în... și avea toate actele în regulă, tot felul de insurențe, se taxau bani groaznici de, de acolo pentru nu ai nimic. Nu ai nimic, nu ai nimic. Nu era prima dată când era acolo. Pavel nu e doctor de felul ăsta și nici tu să nu fii doctor de felul ăsta. Nu fi un om aspru, nu fi un bădăran, dar găsește o cale dumnezeiască de a spune unui om deschis și direct adevărul. În măsura în care un om poate să poarte, pentru că lumina te orbește și când nu există, deci când ești în întuneric, ești ca și orb. Dacă când este în întuneric totul, asta te orbește și când este groaznică. Tot cum mi a fost la mine în închisoare când m-au dus la anchetă noaptea. Uh, erau trei ofițeri acolo și niște reflectoare în spatele lor care băteau în ochii mei. Uh, niciodată n-am văzut ceva care să sfredelească ochii, uite, așa făcea luminile acelea și căutam să... Nu, uh, ci uh, într-o cale pe care, sau uh, comunică cuiva pe o cale aleasă de Dumnezeu pentru vindecarea sufletului. Acest lucru se întâmplă aici și el îi spune, te va bate Dumnezeu pe retevăruit. Omul ăsta l-a lovit peste gură și spune așa vorbești mare lui preot, pe simțitule sau brutalule, așa vorbești cum, unde e respectul tău? Tu spui că ești creștin, pe păi unde este respectul tău pentru autorități? Văd tot felul de poante, acum e plină media de tot felul de poante și de asta. Înțeleg bine satira, umorul, zâmbetul, dar unde este respectul? E mare întrebare. Unde este respectul? Și atunci Pavel spune, zice, nu, nu e lipsă de respect, e lipsă de, de cunoștință. N-am știut că este marele preot. Nu ai știut? N-am știut. Păi dar n-ai văzut cu ce haine, cu ce pot capa avea? Asta este un singură haină de felul ăsta. Cum adică n-ai știut? Să te întâlnești cu patriarhul României, îmbrăcat cu haine și zici că n a știut că e patriarhul. Nu, nu, nu pot să sper. Știți ce a comunicat Pavel Marelui Preot când i-a spus n-am știut că ești mare preot? Nu. I-a comunicat asta, nu e purtare de mare preot. Un mare preot nu se poartă așa zice, tu șezi să mă judești după lege pe mine și poruncești să mă lovească peste gură împotriva legii, știi că n-ai voie să faci așa ceva și tu mie îmi ceri, deci tu mă judești după lege, dar tu faci treaba aceasta. Domnule mare preot, ești bolnav, ai două feluri de măsuri. Uite, marele vindecător vrea să te scape de la moarte. Acesta era obiectivul și scopul pentru care spunea el lucrurile acestea. Acum, iubiții mei, frați, aș dori să luăm lecție pentru viața și ființa noastră. Așa nu merge. Probabil că de multe ori în viață am zis cu privire la anumite aspecte ale vieții noastre de care ne-am dat seama că nu sunt cele bune. Mă judec singur și văd. Și îmi pare rău. Mi-e amar de tot că să beau paharul ăsta, mi-e atâta de amar. Vorba lui David nu mi se mai lipește somnul de ochi când îmi dau seama că am spus o vorbă care n-ar fi trebuit spusă. Că n-am spus ce trebuia spus acolo. Că pur și simplu am lăsat expus răului un lucru sau un om acolo unde puteam să fac ceva. Nu mi se mai lipește somnul de ochi, spune David. Acum, trăim noi într-o vreme ca aceasta, aș dori, iubiții mei, frați, să luăm seama la Două lucruri mari pe care le promite Dumnezeu. Daniel, capitolul 4, versetul 27. De aceea, împărate, cu cine vorbește aici? Cu cei care sunt o seminție împărătească. Voi cunoașteți pe cineva care, care, sunt, care sunt o seminție împărătească? O preoție împărătească? Voi! Voi sunteți un neam sfânt, voi sunteți o preoție împărătească. Cu voi, cu mine vorbește lucrul ăsta. De aceea, împărate, placăți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale. Care era păcatul acestor clase de oameni? Duplicitatea. Autoritățile, una aveau scris în lege, alta procedau ei cu Pavel și cu Sila. Marele preot, una avea scris în lege, altfel proceda dumnealui chiar în fața tuturor oamenilor. Placă-ți, sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Sfăgăduința lui Dumnezeu însoțește întotdeauna porunca lui Dumnezeu. Iubiții mei, ați observat că în discuțiile și în dialogul care a fost în țara noastră s-a vorbit de multe ori de curățenie, de reforme, de așa mai departe. Cineva îmi trimite un video că uite, gunoierul o să facă curățenie la Casa Albă. Și am scris înapoi, gunoierul nu poate să facă niciodată curățenie la Casa Albă. Gunoierul nu va face altceva decât să înlocuiască un gunoi cu alt gunoi. E tot ce poate să facă gunoierul. Dar gunoierul ceresc, el poate să zmulgă din sufletul nostru tendința noastră spre gunoi, gustul nostru după mâncările acestea, cum se numesc, Tr uh, trash, trash, nu, nu, junk food. <laughs> gustul nostru după junk food. Degeaba mi-a cineva junk, gunoiul ăsta din mână, dacă uh, papilele mele nu sunt vindecate cu ocazia că mi-a luat cineva uh, junk food din mână. Singurul care poate să smulgă răul din rădăcină este el. Și nu numai că smulge răul din rădăcină, plantează acolo un pom nou, o nouă natură, așa cum mi-a spus lui Nicodem, care era un om bun. Trebuie să te naști din nou. Eu, care sunt un om de treabă, cum să... dacă nu te naști din nou, nu vei vedea niciodată împărăția cerurilor. Prea iubitule? nu urma răul, ci binele. Care e rău să nu-l urmezi? În primul rând, ăla de este în tine. Grâul și neghina nu ești tu și eu sau eu și tu, ci grâul și neghina în fiecare inimă în parte. Linia de demarcație între bine și rău nu trece printre mine și tine. Acestea sunt lucruri firești, pământești sau drăcești chiar. Linia de demarcație între bine și rău trece prin sufletul meu. Am o lege a binelui mine, dar văd în mine și altă lege. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Prea iubitule, nu urma răul care este în tine, nici cel care vine de afară, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute să urmăm binele. Amin? Amin. Ce este binele? După expresia lui Iisus? Ia. Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață. Vino după mine. Amin. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru harul acesta de a învăța cuvântul tău. Îți mulțumim pentru că la auzirea Duhului Tău Sfânt nu putem să prețuim în cuvinte, Doamne, darul Tău. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să vindeci sufletele noastre, Doamne, atât de închipuirea noastră, de duplicitatea noastră și de răutatea care este în noi. Și să ne ajuți, Doamne, ca totdeauna și oriunde să urmăm binele și nu răul. Nu este cu putința aceasta, în noi și prin noi, dar toate lucrurile sunt cu putință la Tine, Doamne. Știm că este greu ce-ți cerem, dar știm că vei face chiar și mai mult decât te-am rugat noi, în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.